la Consiliul Local al Municipiului Mureș, data de astăzi, 29 septembrie 2021. Dacă cunoașteți proiectul ordinii de zi de convocare, cu completările care au fost ulterioare. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu sunt observații, da, vă rog, domnule. Dacă e posibil, am îndoit ca proiectul 41, cred, ce e un lucru să le merg pentru copii. Așa. Haideți să-mi întrebăm. Da. 41? Cred că e 41. Nu cred că e bursile 41, cred că e Olimpiadă. Nu, Olimpiadă de acolo. Acolo, proiectul acela. Dacă am zis greșit, îmi încerc. E regulamentul de acordare a prietelor pentru ele. Asta e? E un motiv anume? Cu 41, cu amendamentul? S-a putea să nu mă încadrez. Ah, ok. Cu amendamentul respectiv, da? Da, cu amendamentul. Da. Deci suntem de acord ca să începem cu proiectul 41? Vreau să anunț că nu particip la vot la proiectul 1 și 3. Aici am eu o remarcă de fapt. Ok. Într-adevăr, dacă se va, domnul consilier, nu vrea să participe, motivul știm cu toții, în momentul în care votează, copilul dânsului nu va mai primi bursa. Aceeași situație este și la mine, ca inițiator. Dacă eu, ca inițiator, copiii mei nu vor putea primi bursă, deși se încadrează pentru bursă. Dacă eu nu inițiam acest proiect, nu aveți voie să inițieze altcineva. Eu mi-am asumat acest lucru. În situația domnului Agapi sunt, cred că, 90% dintre consilieri. Exact. Corect, uman și moral ar fi să ne asumăm, copiii noștri nu vor primi. Că dacă toți procedează ca dumneavoastră, nimeni nu votează, nu trece și nu ia nimeni din oraș bursa. Nu este o problemă de neasumare. Adică toată lumea își asumă acest proiect. Dar meritul este al copiilor noștri. Este al copiilor noștri, dar nu avem cum. Dacă fiecare consilier se abține la proiectul ăsta, nu trece proiectul și nu ia niciun copil din Oneș bursă. Și s-a terminat discuția. Adică retrage nici ordinea de zi sau nu, nu, nu. Proiectul pică. Vedem, vedem care este numărul necesar de vot. 11. Credeți că sunt 11 consilieri care nu au copii sau nepoți la școală? Haideți să ridicăm mâna câți dintre consilieri nu au copii sau nepoți la școală. Eu nu am. Deci nici nepoți să fim așa. Nepoți. Nici copii, nici nepoți. 3, 6 oameni, 7. 5, 6, 7 oameni. Nu trece proiectul în varianta asta. Ce am zis? Înseamnă că ne asumăm și asta este. Nepot. Băiatul copilului dumneavoastră. Nu băiatul copilului, copilului dumneavoastră. Asta înseamnă nepot. Deci... Ok, ne asumăm atunci. Nu, deja când am scris proiectul, am și sunat-o pe fiică mea să nu cumva să facă gafa să ia bursă. E conflict de interese. Imediat după ce va trece, dacă va trece acest proiect, voi atunci adrese scrise la școală, la școlile unde am copii. Cu acest copil interese, pentru că anii, din punctul meu de vedere, face exces. Cam multe lești tâmpite din țara asta e și asta. Exact. O întrebare pentru a descurca puțin situația în momentul de față. Cred că ar fi corect pus întrebarea cine nu a făcut dintre cei dintre membrii Consiliului Local, cine nu are copii sau nepoți care nu au depus cerere pentru bursă, nu care nu au copii la școală. Nu au depus. Ei au dreptul la bursă. Poți să-i spun. Cum îi spun eu cu copilul există, dumneavoastră există ia bursă? Există un termen limit. Bursa nu se acordă fără cerere, corect? Pe anul viitor. Banii ăștia care îi dăm, îi dăm pentru 2021-2022. Putem se noi poate să... Face sau... Mai mult, directorii din instituții la, din, nu pot vota, la fel, e conflict de interese. Domnul Serpentu pică din start, din, nu are voie clar să voteze, adică iese din discuție, ca și vot. În regulă, eram de părere, eu, părerea mea personală, spuneți. Era că se putea vota de către consilierii care nu, ai căror copii nu au făcut cerere pentru bursă și implicit nu vor face. La păi exact asta spun. Care nu vor face? Și care nu vor face? Ce garanții avem că nu fac cerere? Nu, dar cum pot să spun? Nu e vorba de garanții că nu vor face. Nu, problema este... Nu, dar nu vor... E clar că copiii, dacă vor face, va fi conflict de interese. Deci asta este. Eu am înțeles ce a vrut să spună colegul nostru. El a spus că ar putea să voteze cei care sunt siguri că ai lor copii sau nepoți, nu se vor încadra, adică nu vor avea medii peste 8-50. Dar nu sunt numai medii aici, sunt multe alte, sunt 4-5-uri de bursă. Dar nu putem noi stabilirea, că nu putem estima copilul. Copilul meu, dacă se încadrează, cum să-i spunem azi, e 7-5. Nu, poate, ea are media sub 8-50 sau are peste 8-50. Partea mea are 9-40.
se încadrează, am sunat-o și am spus să nu cumva să-i treacă prin cap să facă cereri de bursă. Același lucru probabil că îl vor face cu toții care știu. Asta am zis, moral ar fi să, facem, să ne comportăm toți la fel. Adică nu, nu e normal să zic că copilul meu, sunt consilier local, am eu ia și eu la copilul meu ia. Cu toate că noi amândoi avem drepturi. Cum îi explici la copilul tău că copilul altui consilier ia bursă și atât unul? El învață și ar trebui să primească. Deci este o măsură discriminată. Da, dar nu e făcută de noi, e făcută de mai mari noștri legea proastă. Și nu e singura lege proastă. O să vă explic cu bursă de cât e de tâmpită legea făcută. Și ce frumos când ia pe 2 aprilie guvernul prin vocea ministrului de finanțe și pe site-ul edu.ro. Vă dau citire, îl găsiți și cu lucrul ăsta. În care garantează că bursele se dau de la bugetul de stat, toate, fără niciun fel de probleme, sunt realitate odată un sfert din burse. Da, bun, haideți să trecem peste asta. Dacă mai sunt observații la proiectul ordine de zi de concurat. Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul ordine de zi de concurat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, o să supun votului proiectele, procesele verbale din 8 septembrie, 14 septembrie și 22 septembrie. Dacă nu sunt observații la aceste procese verbale, dacă aveți observații la procesul verbal din 8 septembrie 2021. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Supun la vot, dacă nu sunt observații la procesul verbal din 14 septembrie 2021. Dacă nu sunt observații, supun la vot procesul verbal din 14 septembrie 2021. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Observații la procesul verbal din 22 septembrie 2021. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi și la propunerea domnului consilier Cimbuleșu o să dau citire proiectului numărul 48. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei hotărârii numărul 55 din 15 mai 2015 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din învățământul din municipiul Onești, unitățile de învățământ din municipiul Onești, care obțin rezultate deosebite în activitatea de desfășurată cu parcursul unui an școlar. Inițiator, primul Laurențiu Buchină Trimar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul de hotărâre. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 55 15 mai 2015 s-a aprobat regulamentul de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești, care obțin rezultate deosebite în activitatea de desfășurată cu parcursul unui an școlar, care a suferit după parcursul anilor mai multe modificări. În prezentul proiect de hotărâre se propune eliminarea sintagmei organizate de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, astfel încât elevii care participă la noi la olimpiade, sub egida altor ministere, instituții publice, universități, sau să poată fi premiați, deoarece elevii ar trebui să fie recompensați pentru rezultatele deosebite la învățătură. Pentru aceste aspecte, vă supunem spre aprobare proiectul ăsta mai prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Este și un amendament la acest proiect. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta amendamentul la acest proiect. Amendamentul vizează modificarea proiectului de hotărâre. De fapt, articolul 1. Se aprobă modificarea hotărârii 55/15 mai 2015 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești, care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată și parcursul anului școlar,
în sensul că sintagma organizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice din tot cadrul anexei se modifică și va avea următorul cuprins, organizate de Ministerul Educației Naționale, Universități, Instituții de Învățământ, Societăți Naționale de Profil, Organisme de Specialitate. Dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament, da, vă rog, legate de acest amendament. Acest amendament a survenit în urma unei consultări atât cu Direcția Economică cât și cu domnul secretar. Așa cum vorbeam și mai devreme de aceste schimbări în legislație, fără a avea o logică neapărat, anul trecut Ministerul Învățământului n-a mai organizat olimpiade. M-am trezit în fața faptului, în fața Consiliului Profesoral, mi s-a adus până la cunoștință acest lucru. Noi puteam, după vechiul regulament, să premiem doar olimpiadele organizate din Ministerul Învățământului, Ministerul Educației. Așa. Și am găsit varianta de a modifica, nu știu câte de... Adică, domnul secretar zice că este destul de legal, da? E o încurcătură la fel făcută de guvernanți în care o lasă cam așa în coadă de pește premierea cum o facem sau cum nu o facem. V-am prezentat situația ca să știți în momentul în care votați, să votați în cunoștință de care să ne asumăm cu toții a nu-i păcăli pe acești copii, că văd că mai nou așa e. Învățăm să trăiască în minciună și în păcăle. Și cu transportul a fost o mare problemă a elevilor, știți bine, până am găsit o soluție la fel asumată de noi toți. Și cu bursele, va veni și momentul când vom discuta de burse, acum cu premierea olimpicilor. Mulțumesc pentru. Da, o să fac și președinte o precizare. De fapt, contextul sau, mă rog, divergențele de la care am plecat și e bine să le cunoașteți ca să votați în cunoștință de cauză așa cum ai vreo primar, face trimitere, de fapt, la legea învățământului, articolul 105, alineatul 2, litera H, în care se prevede următorul aspect. Cheltuielile pentru organizarea concursurilor școlare și activităților educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ. Ei, discuția se poartă în jurul acestui cadrul sistemului de învățământ. Din punctul meu de vedere, elevii care participă la astfel de concursuri, fie el olimpiade sau de orice altă natură organizată de universitate, să cele care au fost de societatea română de matematică, fizică și așa mai departe, sunt tot elevi care participă și fac parte din sistemul de învățământ. Faptul că nu au organizat cei de la Ministerul Educației aceste activități, aceste concursuri școlare, din punctul meu de vedere, nu implică și nu implică posibil ca să poată să aprobe premiera acestora. Dacă există și alte opinii, în altă lumea de să apreciați. Eu aș vrea să Da. Exprimarea de aici, din amendament, este așa. Ministerul Educației Naționale, Universități, Instituții de Învățământ, Societăți de Profil. Asta implică o gamă foarte, foarte largă. Da, dar olimpiade sunt o listă scurtă. Nu sunt olimpiade, sunt concursuri și olimpiade. Concursul înseamnă concursurile acelea de le organiza orice experiență aici. E prins și concursuri, nici nu am avut. Da. Concursurile acelea unde seara se primeau profesorii, primeau rezultatele și a doua zi dimineață copiii vin și le bifează. Da, mi-a scăpat, nu trebuia două olimpiade, clar, a fost o scăpare acolo, dacă... Haideți să o corectăm. Nu, stați puțin, nu. Cred că sunteți puțin în confuzie. De ce? Noi am spus aici, universități, instituții de stat, societăți naționale de profil, organisme, dar în cadrul hotărârii Consiliului Local, premiază doar olimpiadele, nu alte concurse. Adică dacă un concurs are îndemnire pentru olimpiadă, îl primim, nu? Din punctul ăsta de vedere... Din păcate, da, pentru că ministerul a lăsat în ceață. Concursurile se vor pune de numire olimpiada de organizată de școala X. Nu știm ce va fi anul viitor. Olimpiadele sunt doar de Ministerul Învățământului. Doar, dar anul trecut Ministerul n-a organizat nicio olimpiadă. Au fost suspendate. A fost perioada de pandemie. Nu putem pune pe același palier de copil care merge la olimpiada națională.
Da? Cu unul care merge la un concurs organizat, așa să fie. De asta ne întrunim într-un consiliu local și discutăm cu asta. V-am spus cum am ajuns la a schimba regulamentul. Ar vrea să ne întreb pe domnul Cimpoieșu dacă ne poate da un exemplu concret de concurs care acum este patronat, da, sau are denumirea de olimpiadă. Nu, domnul Cimpuieșu a zis pe viitor că s-ar putea toți să le dea denumirea la concursul. Cred că poate să dea denumire. Nu mai poți, nu. Denumirea o pot, dar s-ar putea ca pe, adică nu s-ar putea, nu cer că începând cu data de 31 august, Ministerul s-a schimbat, a revenit și inițial metodologia de organizare a concursurilor a fost suspendată pe o perioadă de aproape un an, noiembrie-august 2021, noiembrie 2020. Începând din august, doar Ministerul Educației poate organiza olimpiade, e clar, dar suntem pe această perioadă anului 2021, avem doar câteva cazuri în care, spre exemplu, Societatea Națională de Fizică a organizat Olimpiada Națională de Fizică. Universitatea București a organizat Olimpiada Națională de Chimie. Adică sunt tot societăți sau instituții. Este o situație punctuală pentru anul în curs. Adică modificăm doar chestiunea legată de subegida Ministerului Educației și Cercetării. Exact. Asta este, de fapt, sintagma care se modifică. Este o modificare care e logică, e binevenită. Și discutăm problema să putem premia ce elevi. Exact. Avem 10 situații, deci nu sunt... Trecem Olimpiada Națională și atunci ne asumăm și asta este, dacă le promite copiilor, trebuie să scoatem banii, dar aici scrie foarte clar, organizate din Ministerul Educației Naționale, universități, instituții de învățământ, societăți naționale, organisme de specialitate, care nu intră toate sub egida Ministerului. Niciuna nu intră, în afară de Ministerul Educației. Păi asta a fost ideea, că anul trecut au fost suspendate competițiile organizate de Ministerul Educației și Cercetării. Haideți să sintetizăm. Există riscul să avem foarte mulți copii în situația asta și să nu avem... Nu, nu, asta nu se asigurăresc. Dacă nu mă opresc și da. Haideți, spuneți și vă răspund eu cum e. Am studiat toată dimineața și l-am făcut. Dar cred că doamna Sticlaru ne poate ajuta, fi profesor... Dar poate mă lăsați să vorbesc, doamna consilier, că președintele de ședință, chiar dacă e de la dumneavoastră, hotărăște. Cred că dacă nu înțelegeți niște lucruri, trebuie să le aducă cineva la cunoștință, să vă liniștească. Intrăm într-o disențiune care nu are niciun fel de temei. V-ați auzit suficient vorbit? Da, puteți vorbi până diseară, s-ar putea să vă liniștească. Păi este rău, de asta sunt aici. Da. Ce drag timp eu așa de înțeles? Domnul, haide, vă rog frumos. Păi da, să trecem la subiect. Haideți să trecem. Să răspund ce întreabă domnul consilier. Spuneți, domnule, că vă răspund eu, că am studiat... Există riscul să avem foarte mulți copii în situația asta și să nu avem fonduri suficiente. Să fim nevoiți să premiem un copil care câștigă un concurs obscur organizat de nu știu ce societate și să nu am bani pentru olimpici, aia care chiar merită. Haideți să vedem lucrurile așa cum sunt. Acum vă răspund eu, că nu există varianta asta. Din ce cauză vă spun? Pentru că în acest vid de legislație în care a fost suspendată, doar în perioada asta putem. Din august, intră din nou pe legea învățământului. Doar olimpiadele naționale nu mai există. Noi acum am premiem pe perioada în care a fost suspendat acest regulament. Până am spus, pe 20 august sau ceva de genul, am intrat în normal pe minister. Nu mai avem, după olimpiadele care se desfășoară după 31 august, cât timp a fost acest vid de legislație sau ceva de genul, nu știu cum să mă exprim exact, intrăm strict pe olimpiadele organizate de minister. Noi ce premiem? Acum avem 10 cazuri, 10 copii, aproximativ până 10 copii, care nu-i vina lor că anul trecut ministerul n-a... Ei au muncit, au învățat, s-au chinuit. Da, sunt doar 10 cazuri, nu sunt 10, 8, 10, 11. Nu creăm un precedent, totuși? Nu creăm un precedent, pentru că noi după 31 august olimpiadele organizate ne ducem pe legea învățământului. Nu mai putem să ne abatem de la olimpiadele. Noi premiem pe perioada când acest regulament a fost suspendat. Deci ca să fie de înțeles, nu intrăm pe 20 ceva august, am intrat. Deci am intrat deja, nu se mai poate crea o situație în care deja suntem pe olimpiadele organizate de Ministerul Educației.
Deja suntem în situația asta și nu mai există niciun risc să se premieze vreo concurs obscur, cum a fost numit. Nici un ai putea organiza deci nu există varianta asta. Asta, deci nu ne supunem, deci nu ne supunem niciunui risc. Nu, nu există. Asta de mință, asta de mință. Dar cum sistemul poate să organizeze? Dacă nu mai sunt discuții pe marginea amendamentului, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Amendamentul a fost aprobat. Dacă nu sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul a trecut. Intrăm în proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Rești pentru anul 2021. Inițiativa de primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru raportul de specialitate. Având în vedere propunerea de finanțare și de organizare a concursului de post de scotărat de o secție a concursului de Sinu și a concursului de Șapte, din prezentul proiect de hotărâre se propune alocarea sumei de 1.600 de lei pentru încălzirea bine condiției acestor activități. De asemenea, este necesară suplimentarea bugetului de lucru și de lucru și sumele repartizate. Bugetul va fi suplimentate conform destinatului raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă îmi permiteți, prin excepție la ceea ce s-a discutat la procedură, în momentul în care în local nu am obligații față de cetățenii municipiului Onești, prin funcționar public, rezerv dreptul de față de prefectul, nu voi contra semna proiectele 1 și 3, dar ele vor fi contra semnate de către colegul meu, directorul Direcției Civic, cel de Criac, tocmai pe motivul ridicării conflictului de interese de noastră. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotriva? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 22 ianuarie 2021 privind aprobarea modului de utilizare excedentul bugetar pe anul 2020 a municipiului Onești, administrației pieței bazarului Oborului și Parcării municipal Dr. Ierar Sfântul Luca Onești, precum și aprobarea listei de investiții provizorii pentru anul 2021. Inițiator Victor Laurențiu Neachină, primar. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, mă scuzați. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare la proiectul. Având în vedere în mod că destinația excedentului de la a fost precizat ca fiind pentru acoperirea bolilor de casă, vreau să aprobați modificarea și înlocuirea substanței se va utiliza pentru acoperirea temporară a golilor de casă provenite din aceste etalaje de prevenire și de prevenire sesiunea de funcționare și substanța se va utiliza pentru secțiunea de funcționare pentru efectuarea la acelbie. Față de cele menționate, vreau să aprobați proiectul de hotărâre pe care prezentate. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării financiare din bugetul local al municipiului Onești și plății burselor aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neachină, primar. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune alocarea sumei de 3 milioane de lei din bugetul local al municipiului Onești pentru acoperirea burselor de mediu, burselor de studiu și a burselor de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență de pe raza municipiului Onești,
aferente anului școlar 2021-2022. Acordarea punctului se face cu aprobarea consiliilor de administrație, al unităților de învățământ, de stricte comportanță cu prevedere legale în vigoare, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, limita fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către ele de activităților școlare. Față de cele arătate, urmează să deliberați și să aprobați proiectul de hotărâre conform prezentatului. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aveți, mă rog. Vă mulțumesc. Discuții de marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu este nimeni înscris, are cuvântul domnul primar pentru a prezenta. Mulțumesc, domnul președinte. În decursul anului, foarte multe persoane, acum mă adresez și dumneavoastră și oneștenilor, s-au arătat îngrijorați de cum vom funcționa noi până la sfârșitul anului, în condițiile în care s-au făcut ceva lucrări, se vede cu ochiul liber la nivel de Onești. Acum vin în fața dumneavoastră și vă cer votul de a acorda, de a aloca 3 milioane de lei, o sumă, pot spune, mai mult decât împovărătoare pentru un buget de talia Oneștiului. Dar așa cum am spus, banii care ar trebui să vină de la guvern, și am să vă dau și citire ce spunea guvernul prin vocea Ministrului Educației sau a Ministerului, publicau pe site-ul oficial al Ministerului Educației în luna aprilie, banii aceștia ar trebui să vină de la guvernul, de la bugetul de stat. Dar, încă o dată spun, noi am spus-o și în aprilie, o spun și acum, nu putem clădi viitorul acestor copii pe minciună. Drept pentru care mă văd obligat în fața oneștenilor și în fața copiilor, în primul rând, să facem acest efort și să susținem în cazul în care există și posibilitatea ca anul ăsta să se țină de cuvânt guvernul. Cu toate că mi-e foarte greu de crezut că se vor ține de cuvânt, că ei propun acum, am să vă dau citire și la ce propunere se face, de a majora aceste burse, de a le duce între 150 și 500 de lei. Ei nu au reușit anul trecut să onoreze burse în valoare de 100 de lei pe care le-au promis și încă o dată am să dau citire ce spunea, că au existat discuții interminabile pe acest subiect în vară, în primăvară-vară, când au fost și reprezentanții elevilor în ședința de Consiliu și ne acuzau că noi nu suntem de bună credință și nu le dăm acele burse. La momentul ăla mi-a scăpat, i-ar fost bine să fi observat ce spune Ministerul și am să dau acum citire să înțelegeți cam ce a promis guvernul și ce a dat. Spune așa, găsiți inclusiv, asta e listat alaltă, edu.ro. Bursele școlare din bugetul de stat, premieră în sistemul de învățământ preuniversitar. Data publicării, vineri 2 aprilie 2021. Începând cu acest an, elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat. În acest sens, prin legea bugetului de stat, au fost alocate 536 de milioane, dublu sumei alocate anul trecut de către toate autoritățile publice locale pentru plata burselor școlare. Mai mult, prin HG1064/2020, Guvernul României a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 de lei, aprobat și asigurat din bugetul de stat. Cuantum care poate fi majorat de autoritățile locale din bugetele proprii. Doar majorat putea fi. Ei și asumau la momentul respectiv că îl vor da din bugetul de stat. În realitate, noi n-am fi putut veni în aprilie să completăm cu bani, pentru că așteptam, îi credeam pe cuvânt pe cei din guvern că vor asigura de la bugetul de stat. Și tu vă amintiți discuția de la momentul respectiv. Mai mult, noi în aprilie nu puteam face modificare, pentru că noi puteam abia în iulie să facem modificări la buget. În iulie era mult prea târziu, se termina anul, nu puteam să dăm o hotărâre retroactivă să plătim burse. Noi ce facem acum? Alocăm o sumă de bani ca în cazul în care guvernul nu se va ține din nou de cuvânt să avem o sursă de unde să nu-i mai păcălim încă o dată pe acești copii. Și am să vă dau citire și ce spune guvernul, cum propune hotărârea de guvern, cum sună, adică ei cu 536 de milioane n-au avut să dea decât un sfert din burse, alocând 536 de milioane. Acum estimează că valoarea este de 1 miliard alocată. Deci dublu față de anul trecut, dar bursele cresc. Zice, proiectul prevede majorarea începând din semestrul al doilea anului 2021-2022
a cuantumului burselor pentru elevi de la 100 de lei, cât este în prezent, la 500 RON pentru bursa de performanță, 200 pentru bursa de merit, 500 pentru bursa de studiu, 200 pentru bursa de ajutor social. Și mai spune, dar o să îl dau, dar găsiți proiectul de hotărâre, că dacă aceste sume vin din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual, prin legea bugetului de stat cu această destinație. Deci, teoretic, ar trebui să ne vină banii ăștia. S-ar putea, votând hotărârea asta, să se țină de cuvânt guvernul și să ne trimită banii. Și atunci nu se mai pune problemă că dăm noi suma asta. Dar în cazul în care nu o dă guvernul, suntem în situația de a face treaba guvernului. Ce se întâmplă la noi este un caz fericit. Că Oneștiu a reușit să facă economii majore și să aibă de unde să pună la dispoziție aceste sume, lucru care nu s-a întâmplat aproape nicăieri în țară. Nu știu dacă, cred că nu o răm pe degete câte localități au putut să susțină de la bugetul local, pentru că s-au trezit în fața faptului împlinit, guvernul a spus că nu avem noi, dați voi. Fără să bugeteze, fără să spună de unde e sursa de finanțare, fără aveți, dați. Lucrul ăsta l-am mai întâlnit. Nu-i prima dată când îl întâlnim. În mandatul trecut, povesteam mai devreme, nu dădeau salariile la, decât până în iunie la asistenții personali. La jumătatea anului se opreau și mai dădeau în decembrie, la noiembrie-decembrie, când făceau rectificări bugetare. Am fost în situația la o audiență, la două luni, de, după ce nu au mai primit însoțitorii persoanelor cu dizabilități salarii, să vină un tată cu lacrimi în ochi, cu copilul într-o stare foarte rea și plângea că stau pe întuneric, că nu și-a primit salarul, n-au lumină, n-au... Și atunci, a doua zi, am făcut ședință de consiliu de urgență, am alocat 6 miliarde de la bugetul local, am dat salariile, am zis cu orice risc că nu-i mai primim sau îi mai primim de la guvern, am dat salariile. În iarnă, când s-a făcut rectificarea de buget, a dat la toată lumea care nu și-au dat, care n-au putut onora salariile din bugetul local și a zis, Oneștiu are bani, dacă o dat înseamnă că au avut. Și nu ne-a mai dat bani înapoi. Putem fi în aceeași situație acum. Că guvernele se rotesc între ele, dar experiența îmi spune că mai puțin ne interesează de ce se întâmplă în jos, în teritoriu. Da. Și așa cum vă spuneam, am reușit am întrebare. Dacă da, îmi cer scuze pentru această paranteză, dacă dar am vrut să știți cam cum stăm și că... Așa, un singur lucru vă spun. Bani avem, la momentul ăsta avem în buget, în contul de funcționare, 13.600.000. Stăm suficient de bine să putem duce aceste sume, stăm mai bine decât își putea imagina oricine, să nu-și facă nimeni. Și cei de bună credință și cei rău intenționați sau cărcotași, să nu-și facă griji că noi nu vom avea cu ce să încheiem anul. Că nu avem bani. Avem bani și putem onora toate promisiunile. Mulțumesc! Da, domnul Cimbrăști, am o întrebare pentru domnul primar. Bursele se acordă copiilor care învață bunită, cum scrie aici, pe comunitățile de pe raza municipiului, da, sau doar acelor cu domiciliul municipiului? Care învață. Okay, mulțumesc. Doamna Elena Pașcu, dacă nu are ceva de spus. Eu aș vrea să subliniez așa un pic, cred că intrăm într-o notă pe care eu nu o apreciez, dar în fine. Pare să că ne place să ne ducem în direcția respectivă. Eu cred că nu e cazul să ne antepronunțăm, pentru că până la finalul anului eu sunt ferm convinsă că dacă guvernul și-a asumat o anumită obligație și o va respecta, țineți minte că am avut discuția asta, domnul primar, și acum vreo lună de zile legată de... Știți câte bobârnaci mi-am luat eu de la tineri și de la profesori din cauza că guvernul nu și-a onorat? Tot timpul am spus, bă, duceți-vă spre guvern, că guvernul a făcut promisiunea asta. Toată lumea a jurat primarul. Discutam acum vreo lună de zile că nu s-a plătit o factură la grădinița 14. Deci s-a achitat. Chiar dacă banii vin cu întârziere de la București, asta nu înseamnă că ei nu vor veni la un moment dat. Adică eu aș vrea să vă văd care va fi poziția dumneavoastră la momentul la care vor fi alocați acești bani din bugetul de stat, atunci ar trebui să vă cereți scuze pentru că... Doamne ferește, dar adică, a fost vreo clip în care eu ne-am mulțumit celor care își îndreaptă atenția. Eu nu cred că există rea credință din partea mea. Îmi cer scuze anticipat dacă... Deci eu sunt ferm convins că acești bani vor veni. Dar dacă vin cu întârziere...
întârziere. Eu am avut experiența anilor 2013-2014 când mi-au dat bursă și au spus onești au bani, că nu mi-au dat salariile în asistență. Eu mi-aș dori să nu se repete acest lucru și voi face tot ce ține de mine, în așa fel încât copiii din Olești să primească banii de la bugetul de, de stat și să nu îi dăm de la bugetul local și astfel să... ne sacrificăm, să sacrificăm bugetul local pentru aceste sume. Eu sunt ferm convinsă că aceste sume de bani, până la sfârșitul anului, vor veni la bugetul local și vom putea să-i dăm școlilor pentru ca acestea să achite copiilor sumele aferente burselor. Eu sunt ferm convinsă că eu îmi cer scuze anticipat. Dar nu... Și eu voi cere scuze pentru că am greșit... Bun. Doar că eu spun ce s-a întâmplat anul trecut, 2020-2021, au venit un sfert din bani. Și eu asta trag, 2021 s-a încheiat anul de mult. În 2020-2021, anul școlar, s-a încheiat de mult. Noi suntem în 2021-2022. Între 2020-2021 au primit un sfert. Eu sunt foarte convinsă că se vor ține de cuvânt și în ceea ce privește proiectul de majorare a burselor. Doamne ajută! Să fie ajută și eu îmi doresc acest lucru. Să fie să învețe. Bun, vă mulțumesc. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, mai vrea cineva să vă spună ceva? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate a asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 1 al anului 2021. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Laura, cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul. Rolul autorităților locale este de a fiscaliza în condiții optime atribuțiile și obligațiile pe care le revin asistenților personal în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav, astfel încât acestea să primească îngrijirea specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea propriilor de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale. Astfel, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Direcția Generală de Asistență Socială din Municipiul Olești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local un raport ce conține date referitoare la activitatea asistenților personale persoanelor cu grav cu handicap. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 3. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 102 din 19.04.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții cu modificările și completările ulterioare. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Este un amendament la acest... Așa, o să dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta prima deci, stat așa comunitatea modificării calității costurilor la referențe funcțiilor contractuale este rezultat analizei și a proiectării manageriale a producătorilor compartimentelor care se știe revizuirea și modificarea calității costurilor cu scopul de a asigura aducerea la definire de activităților specifice. Ținând seama de referatul de ce stat comunicat în direcția de cultură și tineret și de baze sportive și comunicatorii care se știe transformarea unor posturi ocupate și vacante, propunem propunerea proiectului de raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Amendamentul, dacă vreau să-mi amendamentul. E vorba de o modificare, postul aflat la poziția 5, în anexa numărul 3, statul de funcție aferent funcției contractuale din posibil, se transformă în posibil gradul 1A și nu gradul 1 din posibilitatea postului de funcție. Da. Amendamentul a fost prezentat. Supun la vot, dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament, dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul în forma prezentată. Cine este pentru?
Cine este împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc că amendamentul a fost aprobat. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre, vă rog. Dacă nu sunt discuții pe marginea proiectului, supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adecvat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc că amendamentul, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu amendamentul respectiv. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statutului de funcție al Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, inițiator Victor Laurențiu Divină Primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul. Având în vedere adresa Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, prin care se solicită aprobarea statului de funcție și a organigramei Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, raportul la prevederile legale, considerăm necesare și oportună aprobarea proiectului de hotărâre a faptului 10 aprobațiile de cele menționate și la de discriminație. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 3. Favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt observați, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 4 în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor anele din municipiul Onești, anul 2021. Inițiator, Victor Laurențiu Divină Primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Consiliul local hotărăște darea de administrare concesionare sau închiriere a pământului de proprietate publică al comunei, orașului sau municipiului, de locație în condițiile energetice. Având în vedere că la momentul actual sunt disponibile locuințele ANL, se impune în prepartizarea acestora conformitate cu prevederile legale privare. Comisia Socială de Analiză a procedat la verificarea dosarului depus la administratorul primăriei municipiului Onești și a stabilit lista de prioritate a comunităților care au acces la locuințele ANL. Față de cele menționate, propuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre formalizat. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Da, eu. Da, domnul Cipărești. Altcineva mai este? S-a scris acolo. Nu. Da, domnul Domnite, și acest proiect, și următor, și la urmă parte, de fiecare dată le prezentați câte un listă. Eu trebuie să votez aici o listă. Nu pot să fac așa ceva. Eu trebuie să plătesc niște oameni. Da, a fost o discuție pe marginea. La comisiile de specialitate se solicită dosare și în dosare vedem cererile făcute de persoanele în cauză cu toate documentele aferente. Nu avem voie, nu este voie să se comunice numele datorită acordurilor GDPR. Am discutat chestiunea asta și la ședința pe comisii, ne-am uitat în dosare, am văzut numele persoanelor care au făcut cereri. Ne puteți spune să semnăm? Eu fac o precizare. Fiecare le analizează. În raportul de specialitate pagina a doua sunt prezentate persoanele care îndeplinesc. Lăsați aici, la următoarele proiecte nu sunt. Da, probabil. Da, să fie un proiect cu care prezentate și nouă la care... Are perfectă dreptate, mă scuzați, aveți perfectă dreptate, dar rugămintea mea este și a colegilor mei. La ședințele de comisii sau puteți solicita relații de la compartimentele de specialitate și vi le pun fără niciun fel de cu dosarele și persoanele, atâta dacă nu pot fi făcute publice. Dacă considerați necesar, o să vedem și chiar am discutat astăzi cu doamna Pașcă, președinta Comisiei Juridice, urmează să, cât de curând, să actualizăm regulamentul de organizare și funcționare, o să prevedem acest lucru și în regulament, să vă punem la dispoziție, că e normal și e firesc. Dar asta trebuie să învățați în cunoștință de cauză. E clar. Dar nimeni nu are nimic de ascuns. Dar cineva este n-am interesat. N-am spus asta, da. Înțeleg să-l protejați din GDPR, ceilalți concurenți, ceilalți solicitați, dar câștigători și celor care trebuie, și cei pe care trebuie să-i voteze, să o rețin acel lucru. Nu am pus să dau votul pe listă. La ședința asta și ăsta și următoarele proiecte, le vom vota așa, dar de la următoarea ședință o să rezerv dreptul să nu mai votez o listă despre care nu știu nimic.
Da, nu, e corect ce spuneți dumneavoastră, dar în același timp puteți solicita compartimentului specialitate să vă prezinte dosarele. Aveți acces la absolut toate dosarele. Adică la ședințele de comisie, asta s-a întâmplat, reprezentanții comisiilor. Poate veni orice consilier. Sigur că da, mai că poate veni domnul primar să reprezentați al Consiliului Local în comisie. Acestea sunt dosare. Ideea este că doar trebuie să le solicitați, dar noi nu avem de unde să știm. În comisia de specialitate sunt reprezentanții Consiliului Local. Sunt reprezentanți diferiți în ce fapt. De tot proiectul politic. Da, dar trebuie să dăm într-o 5-21 de lucruri. Să vă promise că doamna Oprea de fiecare dată când este primat, indiferent de care comisie are ședință, se prezintă. Da, sperăm că s-a luat la cunoștință acest aspect și... Da, nu se poate face public ora ședinței și orice consilier să poată veni dar la ședință. Dar noi suntem obligați, domnul primar, să venim la comisiile de specialitate. Deci noi oricum facem comisii de specialitate și la comisiile de specialitate chemăm reprezentanții de care avem să ne spunem. Ce fac? O chem pe doamna Oprea cu dosarul de la pe cele patru comisii? O chem de fiecare dată? Ce facem dacă două comisii au loc simultan? Personal la doamna Oprea și m-am uitat în dosare. Dumneaei vine la toate cele patru comisii citate. Sunt ferm convinsă de chestiunea asta. Cum vine și domnul secretar? O să vă rog frumos de acum la Comisia Economică, de fiecare dată când aveți o listă, vă rog să fiți prezent în punctul sau. Ok? Mulțumesc mult. Și acum o să fac, avem și un proiect în care vrem să detaliem modul de lucru al comisiei. De fiecare dată. Bun. Vă mulțumesc. Haideți să trecem peste. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 2 pentru anul 2021, în vederea repartizării prin chiria camerelor de locuit se poate în libertății numărul 1 din municipiul Onești, inițiator Victor Laurențiu din primar. Dau cuvântul domnul secretar pentru referatul de aprobare. Având în vedere existența unui număr de solicitări pentru camerele de locuit situații în votul de strada Libertății numărul 1 Onești, de către legislatura numărului Onești, permite de la persoane sau familie cu oară de primar pentru persoană, realizat în trei de categorii, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe totale economie, este necesară repartizarea unor locuințe sociale disponibile persoanelor aflate în situații de cele mai dificile. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre de urmă inițiată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1? Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Deci, și proiectul ăsta are tot o listă cu niște numere. Da, următoarele patru, nu sunt la fel. Dacă se intervine un pic, am fost atent la discuția de la, dar văd că are aceeași temă și... Da. Înainte de a ajunge în Consiliul Local, există o comisie în cadrul departamentului de repartizare a locuinței, spațiul locativ. O comisie care verifică dosarele, analizează, acordă un punctaj și în Consiliul Local este o formalitate propriu-zis și asumă cei funcționari din primărie și asumă că respectă legea înainte de a ajunge în Consiliul Local pentru a propune repartiția acestor locuințe. Primii care răspund sunt funcționarii, fiecare răspunde pe semnătura lui. Da. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre. Vă umplă râsuri. Are o listă. Tot o listă așa. Proiect de hotărâre de aprobare este numărul 4 pe anul 2021 a solicitanților eligibili în vederea admiterii atestatelor de administrator de condominii din municipiul Onești. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru referatul de aprobare la proiectul ăsta. Pentru aplicarea unui tratament transferent și necesitatea de solicitanților, Consiliul Local a adoptat regulamentul pentru obținerea atestatului de administrator la condominii de către persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane fizice specializate.
Până la data de 20.08.2005, o persoană solicitară obținerea atestatului de administrator de condominiu pentru persoane fizice. În conformitate cu prevederile legale, Comisia de Analiză a procedat la verificarea dosarelor depuse la administratura primării Orești, a stabilit lista persoanelor eligibile pentru obținerea atestatelor de administrator la condominiu. Față de cele menționate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre pe care am inițiat. Mulțumesc, raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Adus favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre pentru aprobare graficului de lucru al Comisiei Sociale de Analiză a solicitărilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe de Drept Închirier. Inițiator, doctor Laurențiu Medina, primar. Domnul secretar, domnul referat. Solicitările cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii se analizează în Comisiei Sociale. Analizarea cererilor pentru locuințe destinate închirierii, exclusiv în locuința specialiștii din învățământ din sănătate, administrate de către autoritățile administrației naționale, se efectuase toate comisii sociale cu respectarea procedurilor legale. În vederea repartizării privirii și închirierii locuințelor construite prin ANL, legiuitorul a stabilit etapele ce trebuie parcurse în vederea întocmirii listei de prioritate pentru aprobarea locuințelor ANL. Etapele sunt sintetizate și enumerate în graficul calendar de lucru al Comisiei de Analiză a Solicitărilor privind repartizarea de locuințe construite prin Agenția Națională de Locuințe, vederea întocmirii listei de prioritate. Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul specializate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 3. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind la proiectul 25 a votat. Nu, da, am votat. Sunt 19. A, 19 a votat. Da. Avem un grijă să da. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor reglementări din cadrul regulamentelor privind repartizarea și închirierea locuințelor ce aparțin municipiului Hornești. Inițiator Victor Laurențiu Renghină, primar. Are cuvântul domnul secretar. Municipiul Ionești deține în domeniul public și privat spațiile destinate de locuințe în vederea închirierii, respectiv locuințe sociale, locuințe de serviciu, locuințe din fondul social de stat și locuințe construite prin ANL. Camere de locuințe din mobilul situat în strada Libertății 1. Prelungirea contractului pentru spațiile de destinație de locuințe deținute de stat sau de autoritățile administrative teritoriale. Nu se aplică pentru contractele care titular nu pot face dovada criteriului la zi, achiriei și a cheltuielor de întreținere. Astfel, la prelungirea contractului de închiriere, titularul și membrii familiei menționate în contract trebuie să prezintă anual la prelungirea contractului dovada criteriului la zi, a cheltuielor de întreținere, achiriei, conform celor precizate în documentele înaintate. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 3. Favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Are favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții, da, vă rog, domnul Ciprian. Da. Am o sugestie ca o completare a acestui proiect sau să ajute departamentul care se ocupă de închirierea locuințelor. Ca odată la o perioadă de timp să facă câteva controle matinale de zonă, ca să vedea dacă ceea ce se declară este și pe tot. Am discutat la zona asta subiectul și... Adică sunt situații în care se subînchiriază... Au fost prezentate cazuri când persoanele care câștigă acest drept, nu oferă la mesaj. Și cred că dacă s-ar face două, trei controle pe an, fără să se anunțe, ar fi... Sunt închiriate, sunt subînchiriate. Doamna, dacă aveți... Pentru dumneavoastră, vedere în... Odată la
auzit și eu. Sunt situații, nu-i frumos să dăm, dar sunt situații. Bună ar fi dacă mi s-ar da și nume, nu public, dar punctual, sunt 200 de locuințe, e greu, dacă nu-ți răspunde la ușă, dacă am avea subiect și predicat unde sunt să relații, dar cele sfere ne-ar ajuta. Eu chiar încurajez, au mai fost discuții în mediul online pe tema asta și am încurajat să ne spună exact, punctual, unde știu că s-a întâmplat. Discuții sunt multe, dar nimeni nu ne-a dat... Asociațiile de proprietari. Dar nu vorba de asociații, vorba de blocurile ANL. La ANL nu sunt probleme, nu sunt probleme. Posibil probleme. Noi nu avem cunoștință la momentul ăsta, deși discuții sunt și... Pe tot mai vreau să facem. Ca să nu mai fie discuții. Doamna director? Spune-o treabă. Pentru comisie mixtă și din Consiliul Local și Poliția Locală și Specialitate, numit consilierul cine vrea... Eu spun pe domnul Ciprian... Și eu zic la fel. Cu drag. Da. Cu drag. Nu mai mare, dar cu drag. Va fi poliția locală și avem poliții locale. S-au pus pe treabă, nu mai. Azi au avut poliția locală, deja și avem pagina la poliția locală, au avut întâlnire reprezentanții poliției locale, susținuți de Poliția Națională, la sediul primăriei Buciumor. Întâlnire cu reprezentanții romilor pentru a le comunica riscurile la care se expun dacă mai trimit copii la cerșit în Onești, dacă mai vin cu căruțele prin Onești în locuri neautorizate, vor avea niște trasee, s-au comunicat traseele pe care pot circula, nu se vor mai plimba cu căruțele prin centru. Întâi am zis să înștiințăm înainte de a ajunge la confiscări de căruțe și alte lucruri. De asta spun, de luni poliția locală va patrula, va avea echipă de patrulă în Onești. Și în ședința de ordinară, probabil din octombrie, vom modifica organigrama pentru Nu, cu organigrama. Pentru a extinde, ne-ar mai trebui ca să avem o poliție locală total funcțională, ne va trebui dispecer, cameră de arme. Eu mi-am propus că până undeva, dacă ne va da voie să facem și angajările după ce facem modificarea organigramei, undeva în ianuarie să avem o poliție mai mult decât funcțională, să rivalizeze cu Poliția Națională, adică să fie un partener de nădejdea Poliției Naționale și fie o bună colaborare între jandarmerie, Poliția Locală și Poliția Națională. Trei schimburi? Cum? Trei schimburi? Nu, două schimburi ne-am propus, schimbul 1, schimbul 2, inclusiv în weekend. Să avem patrulă, nu acum. Acum nu avem posibilitate, că avem 7 oameni. Ar trebui să avem 55. Cum? Cât ar trebui să avem? 55, nu? Nu ajungem la atât. Ne-ar mai trebui 10-12 persoane ca să avem și dispecer. Ne trebuie 15 dispecer și... cu 12, cred că pe patrulă. Ca să putem acoperi două schimburi, inclusiv cu... Mulțumesc, încerc scuze. Da, dacă mai sunt discuții, alte discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, municipiul Onești. Inițiator, Victor Laurențiu, primar. În conformitate cu prevederile legale actuale, legiuitorul va elabora criterii de acces la locuință și criterii de acuzare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pe locuință și în repartizarea locuințelor pentru tine destinate închirierii. Ținând cont de întâlnirile modificări legislative intervenite în ultimii ani, se impune actualizarea regulamentelor privind criteriile de analiză solicitări a cererilor de închiriere a locuințelor destinate finale
actele principiului, cât și documentele justificative la fiecare dosar. Face mențiunea că după aprobarea de prezentului proiect, acesta se va transmite Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea avizării, în vederea ce a menționat, ce să aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia numărul 3. Favorabil. Vă mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Da, vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotriva? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de condominiu pentru locatarii din imobilele cu destinație de locuințe aflate în administrarea UAD Onești. Inițiator Victor Laurențiu, Limina Primar. Dau cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind conducerea în condominii, definind modalitățile și condițiile ce trebuie să îndeplinite de către locatarii pentru a menține gradul de confort și calitate existente în condominii. Astfel, una din obligațiile celor care administrează imobilele cu destinația de locuință este asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de locuință în comun. Având în vedere faptul că în cadrul condominiilor locuiesc zeci de persoane cu personalități, temperamente, atitudini și caracteri diferite, este necesar să stabilească un set de măsuri necesare unui trai civilizat decent pentru protecția mediului înconjurător, în scopul creșterii calității vieții, asigurarea și apărarea locuinței publice, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei despre acel, de specialitate. Numărul 1. Comisia 1. Aviz favorabil. Da, vă mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Am discutat acum și cu doamna Oprea la articolul 15. Cred că ar trebui făcut o modificare. Avem în spațiile comune se stabilesc următoarele reguli generale. În loc de reguli generale ar trebui trecut interdicții. Pentru că sunt lucruri care n-ar trebui făcute de către locatarii din condominii. Da, nu sunt reguli generale, ci sunt interdicții. Da, da, înțeleg că este un amendament în sensul că la articolul 15 să sună în felul următor. Spațiile comune se stabilesc următoarele interdicții. Interdicții, ca altfel. Da. Bun, deci avem un amendament. Bun, supun la vot amendamentul propus de doamna Pașcu. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Supun la vot, dacă nu mai sunt discuții pe marginea proiectului, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Amendamentul este aferent. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești, al unor imobile construite din terenul cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești. Inițiator Victor Laurențiu Lidină, primar. Acest proiect are și un amendament. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul la aprobare. Imobilele ce fac obiecte pe pământ de operare de proprietate privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul municipiului Onești, de avansare de aceste imobile au fost variate de unitate și măsurate ca urmare a unor cereri de duze de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice, în vederea concesionării sau închiderii terenurilor și semnăturilor realizate pe acestea. Având în vedere cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia de Specialitate numărul 2, numărul 4, pardon. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta și amendamentul acest proiect. În prezentul amendament se propune completarea anexei la proiectul de hotărâre cu poziția 7, respectiv evenimentul Avilan, adresa imobilului Strada Libertății numărul 1, în suprafață de 63 de metri, aparține domeniului privat. Da, dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament,
Dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc că amendamentul a trecut. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului cu amendamentul aferent. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, mulțumesc. Proiectul a trecut cu amendamentul aferent. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile teren aparținând domeniului privat al municipiului Olănești. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Are cuvântul domnul secretar. Terenul aparținând domeniului public sau privat de interesul sau al municipiului Olănești pot fi concesionat în conformitate cu legislația în vigoare și în conținerea respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. Concesionarea terenului reprezintă un dublu interes, atât pentru principalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietate publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Pe urmări acelor expuse în sus, conform prevederilor codului administrativ, propuneți de analiză și aprobare pentru prevederile prin concesionarea unor terenuri aparținând municipiului Olănești. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de specializare. Specialitate numărul 1. Comisia 1, vă rog. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Bine. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor mijloace fixe și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare primire numărul 1017054 din 18.08.2010, parte a contractului numărul 16.886 din 18.08.2010 de delegare a gestiunii serviciului public de administrare domeniul public și privat către SC domeniul public și privat de Saonești, inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. În vederea realizării lucrurilor stabilite prin contractul de Raportul de specialitate la anul început. Proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia de specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Acest proiect are și un amendament care dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta. Da, prin prezentul amendament se propune introducerea anexei 3 la proiectul de hotărâre și a actului adițional, în sensul la produse toalete, produse la contabile grupe, având faptul la 110.910, 16.021, dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament, dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre cu amendamentul aferent. Dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul. Proiectul de hotărâre cu amendamentul aferent. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru darea administrare în administrarea unor bunuri achiziționate prin proiectul Regio către instituțiile pentru care a fost achiziționate. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Dau cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul special. Da. În sezon că municipiul Olănești a avut încheiat în urmă de două contracte de finanțare pe program operațional regional 2007-2012, axa prioritară 3, referitoare la reabilitarea colegiilor naționale dintre Casiuni și la centru social Slobosia din municipiul Olănești și Vatăl. Este necesară darea la administrarea unităților respective, atunci la gestionate cu toate unele adresabile, căderea gestionării eficiențe acestea, conform prevederilor legale. Având în vedere cele menționate, propunem spre analiză și aprobare
Consiliului Local proiectul de hotărâre privind darea la administrarea comunitării de mobilă aparținând municipiului Grănești către autoritățile beneficiare necesare în desfășurarea activității, astfel cum se potrivește la anexele protocolului de dare în administrare. Da, vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține? Ar trebui să mă abțin aici sau să nu votez? Nu vot, da. Deci, doamna consilieră nu participă la vot. Vă mulțumesc, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate privată a municipiului Onești. Inițiator Victor Laurențiu Medină, primar. Are cuvântul domnul secretar la referatul de aprobare la acest proiect. Bunurile imobile aparținând la numărul public aprobat de interes local al municipiului Onești, pentru concesionate sau închiriate prin licitație publică în conformitate cu legislația anumitoare. Închirierea acestora reprezintă un grup de interes atât de municipalitate, prin planificarea superioară a sau de teren, libere sau ocupate de concursul de proprietatea publică și pentru discuție pe mașină. În urmare, cel mai spus, am spus, am fost care de legiunile administrative, dar nu este la municipalitatea, pentru că vă trebuie să fie închirierea administrației publică, am obținut imobile sau proprietatea municipiului Onești. Da, mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Vă mulțumesc. Dacă acest proiect este și un amendament, vă rog pe domnul secretar să prezinte amendamentul. Amendamentul propus, prin acest amendament, se propune completarea proiectului de hotărâre cu anexa 3, fiind vorba de două amplasamente, Porcua și amplasamentul Turtea Școlii, vorba de liceul de colegiul Gheorghe Asache sau liceul Gheorghe Asache, suprafață de 8,10 metri pătrați, suprafață de 9 metri pătrați, durata închirierii este pe 5 ani, cu destinația de chioșc produse alimentare. Dacă sunt discuții pe marginea acestui amendament, dacă nu sunt discuții, supun la vot amendamentul în formă prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține, cine este? Mulțumesc foarte mult. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține, cine este? Mulțumesc foarte mult. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierdării unor trasoane pietonale reparate din municipiul Onești din administrația Consiliului Local în administrarea SC Domeniul Public și Privat S.A. Onești. Inițiator Victor Laurențiu Medină, primar. Domnul secretar general are cuvântul pentru a prezenta referatul de aprobare. Prin hotărârea de Consiliul Local 921 pe 2019 a fost aprobată pierdarea trasoanelor aferente pierdării și aparține în administrarea SC DPP S.A. în administrarea Consiliului Local, de reificării unor lucrări de înțelegere. Având în vedere finalizarea lucrărilor de reparații, propunem prederea trotuarelor reparate în administrarea Consiliului Local, în administrarea 10 domeniului public și privat, în vederea administrării acestea, conform contractului de legare a gestiunii, serviciului de administrare a domeniului public și privat. Faptul cele reprezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a proiectului de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietate municipiului Onești. Inițiator Victor Laurențiu Medină, primar. Domnul secretar are cuvântul pentru a prezenta referatul de aprobare. Prin hotărâre de Consiliul Local anterior a fost atribuită sub formă concesiunii sub afacere de terenție, cont de solicitările înregistrate la primăria municipiului Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate la anexa la proiectul de hotărâre. Având în vedere cele menționate, spuneți planuletul și aprobare Consiliului Local, proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc.
menționez, Comisia de Specialitate numărul 4, doamna Pașcu. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Deci cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări pentru organizare și funcționare clubului sportiv Sport Club Trotușu Onești, inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Obiectivul clubului sportiv Sport Club Trotușu Onești este acela de a organiza și administra activități sportive consecința directă de dezvoltare a sportului de performanță la nivelul municipiului Onești, a selecției continue, pregătirea și participarea sportivilor prin performanțe sportive în competiții interne și internaționale. Clubul sportiv Sportul Trotuș Onești va sprijini totodată sportul pentru toți și sportul pentru persoane cu nevoi speciale în vederea menținerii sănătății, recreierii și socializării cetățenilor prin organizarea de activități bazate pe practica liberă a exercițiului fizic. Potrivit regulamentului de organizare și funcționare, clubul sportiv supra-menționat va avea în structura sa următoarele secții: box, șah, fotbal, tenis, badminton. Bază de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Dau cuvântul Comisiei de Specialitate, reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Domnul Ciprian Dazu. Întrebare. Cum estimați că acest club ar fi funcțional din punct de vedere sportiv? Dacă v-ați gândit la potențiale angajări, cine s-ar ocupa de acest club? Păi, da. Urmează ca după întrebarea privării dumneavoastră să facem toate demersurile necesare. Sunt fost de ce acest sport, acest lucru copil este cu personalitate juridică. Am văzut că are o structură, o organigramă. Vom demara procedurile de angajare pe primul sau vom face o delegare de atribuții, ne gândim la varianta cea mai probabilă să ne mișcăm mai repede. Probabil cu începutul anului viitor, cred că va putea funcționa. V-ați gândit la cine ar putea să coordoneze această activitate? Deocamdată este concurs. Deocamdată, pentru aici suntem și noi în impas. Deocamdată... Cert este că președintele clubului va avea și atribuții de antrenori. Adică nu va fi doar președinte să conducă dintr-un birou. Asta e una dintre condiții. Președinte, e obligatoriu președinte, dar președintele nu va fi doar cu funcția să stea într-un birou să coordoneze, va fi obligatoriu și va coordona și va antrena la unul dintre sporturi. Sigur, sunt în vedere anumite persoane, anumite persoane specializate pe anumite structuri sportive dintre cele pe care sunt care au avut activități, dar lucrul ăsta nu poate să reiasă decât în urmă unui concurs. Suntem într-o instituție publică. Bun, dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului legal de uz și servitude către SC Delgaz Bilt S.A. suprafețe de teren de 107,20 m2, situată în calea Slănicul număr 63C, municipiul Onești, județul Bacău, inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru a adresa referatul de aprobare. În adresa mandatului de SC Delgaz Bilt se solicită acordarea dreptului de uz și servitude în favoarea acesteia pe întreaga durată de existență a construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Onești, care a slăbit numărul 63C. Dreptul de uz și servitude creau ca obiect de utilitate publică au caracter legal. Efectarea dreptului menționate anterior asupra comunității statului sănătăților administrative teritoriale afectate de comunitățile energetice se realizează cu titlul gratuit pe toată durata de existență a acestora. Formarea celor prezentate vor trebui să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia de Specialitate numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc.
Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 40 din 23 aprilie 2021 privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor oneștene care au împlinit 50 de ani de căsătorie în Peruta. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. În municipiul Ionești, la ora actuală, sunt mai multe 40 de cupluri care au primit 50 de ani de căsătorie în Peruta. Pentru a face un omagiu și pentru a le mulțumi pentru valorile pe care le transmit respectiv la familie și importanța acestor societăți, acestor societate, considerăm că suma actuală este mult prea modică, pentru care propunem modificarea proiectului cerului de fidelitate la 1500 de lei. Cerurile cele menționate sunt pentru că analizul și aprobarea Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Aviz favorabil. Bun. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Domnul primar, vreau să... Da, vă rog. Prin puncte de câteva detalii legate de modul de a premia aceste cupluri. În mod normal am făcut un anunț în urmă cu vreo 2-3 săptămâni că premierea ar trebui să aibă loc în cadrul unui eveniment festiv la sala de cinematograf Capitol. A fost bugetat și spectacolul care ar trebui să se țină, dar din cauza evoluției pandemice depășind 3%, nu se mai poate în condiții normale ține acest eveniment, drept pentru care tot pe 1 octombrie am invitat cuplurile, câte 10 cupluri din jumătate în jumătate de oră, la sala aia de căsătorii și unde le vom mâna acele premii. Premiile care e în varianta veche, fiind în varianta care se va aproba astăzi. Încă o dată, asta va fi, nu se va mai ține concertul și evenimentul la cinematograful Capitol, ci la sala de festivități a primăriei, sala de căsătorii. Începând cu ora 10, mâine, din jumătate, până la 11:30, au fost repartizate cuplurile, să nu se producă înghesuială și mulțumesc asta. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, vă mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Deci cuplurile poate să rămână. Bine, bine să înceapă să-și... Domnul președinte, dacă vă rog. Am o rugăminte. Deci îmi face zboare, îi trebuiază niște încălzări în terenul. Nu, mai ești ori. Nu, da. În următorul proiect, nu are rezervă de teren. Scuze de vădoare, nu se ne-a pus cumva la principal așa ceva și nu vom părăsi să am. Îmi pare rău pentru celelalte proiecte, pentru mine trei proiecte, dar asta e situația. Nu vreau să te revinuiți discuții, să știți. Mulțumim mult! O zi peste alegerea. Mai sunt proiecte de știu, dacă e nevoie de alegerea. Am înțeles. La proiectul 24, am înțeles că doamna Pașcu... Proiectul 24 și 25 au fost reclasificate. Bun. Trecem direct la proiectul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 29 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ionești, adres spațiului comercial situat în Belvedere numărul 4, lotul numărul 5, municipiul Ionești, județul Bacău, Oviția, Antor, Pașcu Elena Atorgăloaie, consilier local, cu jos de Vitu Marcel, consilier local. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul. Nu, referatul. În urma realizării atribuțiilor conferite de codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului hotărăște încălzarea, sperea de administrare, concesionarea, salarea cu găsință de atribuție sau închiderea punctelor pe proprietate privată a procesului. Obiectul prezentului proiect de hotărâre poate fi aprobarea vânzării cu drept de producție a unui teren, proprietate privată a Municipiului Ionești, a teren spațiului comercial situat sub strada Belvederii numărul 4, 25 de municipiul Ionești, județul Bacău. Aceste terenuri, concesionare inițial a ridicat construcții înscrise în carta oficială. Având în vedere cele menționate, precum și documentele de identitate, propunem de aprobare
analize și aprobare Consiliului Local, care și de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? Da, doamna Pașcu, vă rog. Da, vreau să spun câteva cuvinte, pentru că am și calitatea de co-inițiator alături de colegul nostru, Marcel Bușor. Avem astăzi un calup de... Trebuia să fie 16 proiecte prin care să intrăm în linie dreaptă la vânzarea terenurilor din domeniul privat al UAT Omești. Două proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi pentru că în urma consultării, atât cu domnul secretar, cât și cu Comisia Juridică, am interpretat dispozițiile articolului 364 din codul administrativ, dispoziții care, din punctul meu de vedere, creează o situație discriminatorie, dacă aș putea să o numesc așa. Avem 14 proiecte unde constructorii de bună credință beneficiază de dreptul de preemțiune la cumpărarea terenurilor proprietate privată. Și la ședințele următoare, în urma analizării împreună cu Comisia de Specialitate și cu aparatul de specialitate, vom procede în continuare la analizarea și la supunerea pe ordinea de zi a Consiliului Local a proiectelor privind aceste vânzări. Îmi pare rău că cei trei colegi de la USR Plus au ieșit din sală. Cred că dumneavoastră nu înțeleg un lucru. Dorința, știm că sunt 195 de cereri la acest moment înregistrate pe, la Comisia pentru evaluarea bunurilor, pentru evaluarea terenurilor. Dintre aceștia, foarte mulți sunt antreprenori. Antreprenori care vor să devină proprietari pe terenurile aferente construcțiilor pe care le dețin în proprietate. Dorința aceasta a antreprenorilor este manifestată de foarte mulți ani de zile, încă de când au preluat construcțiile de la fostul Onedil. Cred că sunt 15 ani, 17 ani de atunci, foarte mulți ani de zile. Însă, până la acest moment, nu a existat deschidere pentru punerea acestor proiecte pe ordinea de zi. La momentul de față, găsind sprijinul necesar și din partea executivului, analizând dosarele, am trecut la treabă. Efectiv, ne-am pus pe treabă. Și începând de la această ședință cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu ajutorul colegilor consilieri, vom aproba primele vânzări. Mi-aș dori și mi-am exprimat această dorință și anterior, ca toți banii care se vor încasa din aceste vânzări să fie depozitați într-un cont, într-un fond special pe care să-l numim fond de dezvoltare. Adică mi-ar plăcea ca din acești bani să facem un lucru care să ducă la dezvoltarea Oneștiului, care să ducă la crearea de locuri de muncă. Știu că domnul primar zâmbește, știu că i-am spus și dumnealui, știu că nu putem să-l creăm având special. Având că până acum eu nu mi-am pus toată atenția în dezvoltarea Oneștiului. Eu sunt fel convinsă, dar mi-aș fi dorit să creăm un plus valoare, în sensul că să putem face niște lucruri, niște investiții din acești bani. Dar putem crea locuri de muncă cu niște bani. Eu mâine aloc buget special pentru a crea locuri de muncă. Cred că am putea face un parc industrial, cum să zic, măcar să asigurăm cofinanțarea pe un proiect european pentru finanțarea unui parc industrial. Uimiți-mă unde putem construi un parc industrial, că eu de 11 luni am discuții interminabile cu tema asta pentru a identifica o suprafață minim de 5 hectare. Oneștiul nu are 5 hectare. Eu știu că este problema locației. Deci, dacă aveți, chiar m-ați uimit să-mi spuneți unde putem construi parte. Eu am venit la un moment dat cu sugestii, dacă sau sunteți cum putem crea locuri de muncă, la fel. Parcul industrial este promotorul, da, în esență, al creării locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă înseamnă creșterea bugetului. Repet, dacă mi-ați indicat dumneavoastră un teren de 5 hectare a municipiului Onești de care putem construi... Eu sunt foarte convinsă că dacă veți avea deschiderea necesară, ne-am ascultat punctul de vedere, cred că vom putea găsi soluții și la acest aspect. Mulțumesc mult! Da, vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții pe matina, domnul Bujor. Mulțumesc! Ia! Să vă informez că am fost co-inițiator la acest proiect datorită multitudinilor de cereri pe care le-am adresat și pe care le-am întâlnit în cadrul Oneștiului și știu că asemenea încercări au mai fost și în cererea
în alte legislaturi, dar din vari motive, din, eu știu, contradicții între consiliere locale a unui partid sau altul, nu s-a realizat. De-aia vă solicit să aprobăm, să votăm acest proiect, fiindcă este în favoarea oneștenilor tuturor. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Da, cred că și asta e un lucru care trebuie analizat cu atenție. Faptul că suntem doi consilieri locali inițiatori ai proiectului, doi consilieri locali din partide diferite, care am făcut echipă și suntem dispuși să facem echipă în continuare pentru binele comunității. Și eu vă asigur că tot ce voi face eu este pentru... Dar nu am niciun fel de obiecțiune, n-am comentat niciodată. Știți că atunci când am o problemă, o spun. Dar până acum, până la dumneavoastră credință, stă în picioare. Dacă îmi permiteți, fac și o precizare, vis-a-vis la remarca, ca și avocatul foștilor consilieri sau foștilor primari, dar vreau să și e bine deșteptă un lucru, reglementările specifice vânzării sau reglementări clare privind vânzarea terenurilor a apărut odată cu luna iulie 2019 prin aprobarea codului administrativ. Până atunci existau foarte multe controverse în vânzarea acestor terenuri cu multe dosare, gen DNA, gen și așa mai departe. Codul administrativ, într-un fel sau altul, a reglementat niște aspecte și care au ușurat cumva posibilitatea vânzării acestor terenuri. Oportunitatea vânzării acestor la votațiile dumneavoastră posibilă. Da, vă mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții pe marginea acestui proiect, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a trecut. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere 4-8, lotul 6, municipiul Onești, Gățu Bacău, inițiator, Pașcu, aprobarea Elena, consilier local, cu Zordu Vitu Marcel, consilier local. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezentare de referat. Rămintea și înțelegerea dumneavoastră, cred că ar fi inutil să mă repet. Am să revin la fiecare, la fiecare proiect, să specific la strada și lotul. Pentru că reglementările legale sunt aceleași. Deci, la proiectul 27, ne aflăm la lotul 6, strada pe vedere 4-8. Am înțeles. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, deci nu sunt discuții. Supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere, numărul 4, lotul numărul 7, municipiul Onești, Gățu Bacău, inițiator Pașcu Elena, apărbărbaie, consilier local, apărbărbaie Elena, consilier local, Dumitru Rom, Marcel, ușor, consilier local. Mă, ce-a dumneavoastră? Așa, dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta adresa și... Da, locul 7, strada de vedere 4-8. Bun. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia de Specialitate numărul 1. Aveți favorabil. Comisia de Specialitate numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea acelui proiect. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comunitar, în Belvedere numărul 4-8, lotul numărul 8, municipiul Onești, Gățu Bacău, inițiator, Pașcu Acolărie de la Consiliul Local, cu jocul Dumitru Macel, Consiliul Local. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul. Aceleași probleme, lotul 8, strada de vedere deci, lotul numărul 8. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aveți favorabil. Comisia de Specialitate numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții
dacă nu sunt. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere, numărul 48, lotul numărul 9. Municipiul Onești, puteți să facă opiniția acolo. Mașcu apăvăraie în aposibil local, bujor din ultima cel pățiter local. Dau cuvântul domnul secretar. Lotul 9, strada Belvedere, 48, aceleași. Raport de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea acestui proiect. Supun la vot proiectul prezentat, în forma prezentată. Cine este pentru? Dacă este împotrivă cineva? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați. Proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere, numărul 48, lotul numărul 12. Municipiul Onești, situat județul Bacăzi, inițiator Pașcu, apropiat Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general. Aceleași probleme, este la Belvedere, faptul 12. Vă mulțumesc, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentant în Comisia de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Vă mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, la care spațiul comercial situat în Belvedere numărul 48, lotul numărul 13. Municipiul Onești, situat în județul Bacău. Inițiator, Pașcu, apropovărării de înaltăsire local, vădătul de primatele funcțiile local. Domnul secretar general. Lotul 13, strada pe vedere 4 cu 8. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul prezentat în Comisia de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Supun la vot proiectul prezentat. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Vă rog să ridicați cu toți în mână, pentru că aici discutăm și de un vorum de 15 voturi și lipsa în situația în care cineva la semana jos, că dumneavoastră să nu, că fără de toate nu mă spun și nu mă ridicăm. Deci repetăm un sistem de. Cine este pentru? Cine este împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Proiectul 33, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere 48, lotul numărul 14. Municipiul Onești, județul Bacău, inițiator, Pașcu, apropiat Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general. Lot 14, Belvedere 48. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect a fost prezentat. Are cuvântul de reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul cu oameni prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial situat în Belvedere numărul 48, lotul numărul 15. Municipiul Onești, județul Bacău, inițiator Pașcu, apropiat Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general. Lotul 15, Belvedere 48, aceeași. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul care a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Reprezentantul Comisiei numărul 4. Doamna Pașcu. Favorabil, aviz. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiul comercial situat în Belvedere 48, lotul numărul 16, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator, Pașcu, apropiat Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Să se vedea să se scoată.
Locul 16, revedere la raport. Vă mulțumesc, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei numărul 1. Mulțumesc, reprezentantul comisiei numărul 4. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiu comercial, situația de vedere 4-8, lotul numărul 17, municipiul Onești, județul Bacău, inițiator Pașcu Acopăla Ioan, consilier local, cu jur Dumitru Marcel, Marcel, consilier local. Dau cuvântul domnului secretar general. Da, referirea de aprobare pe proiectul 17. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Desfavorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Da. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, spațiu aferent comercial, situat în drept numărul 4, postul numărul 18, municipiul Onești, județul Bacău. Inițiator, Paștor, Apovăloa Elena, consilier local, Bujor, Dumnezeu Marcel, consilier local. Dau cuvântul domnul secretar. Revedere, Paștor, Plotul 18. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la Comisia 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiu comercial, situat în vedere 4-8, lotul numărul 19. Municipiul Onești, județul Bacău, inițiator Pașcu Acopăla Elena, consilier local, Dumitru Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Domnul secretar general. Da, lotul 19, 4, 2, 2, 2. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu sunt discuții, supun la vot prezentat. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiu comercial, suprafață de vedere 4-8, lotul 20. Municipiul Onești, județul Bacău, inițiator 2. Pașcu Apovăra Elena, consilier local, Bujor, Dumitru Marcel, consilier local. Dau cuvântul domnul secretar. Vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul care a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții de marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supun la proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul numărul 40. Proiect de interesul interes local, o să-l lăsăm la urmă, da? Trece direct la proiectul numărul 41, care a fost discutat, primul proiect. Deci trecem la proiectul numărul 41, da? Proiect de hotărâre, privind pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 223 din 14 septembrie 2021, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Onești în Consiliul de Administrație ale Universităților de Învățământ preuniversitar din municipiul Onești pentru anul școlar 2021-2022, inițiator Victor Laurențiu, Divina Primară. Dau cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare.
Prin hotărârea Consiliului Local 223 din 14 septembrie s-a aprobat desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul Consiliului de Administrație a Consiliului de Sfântul Municipiul Oreșcă și Oameni Școlată în numărul de șină care în numărul de șină. La școala de mediare din Sănătoan a fost desemnată la noastră clarul Cătălena, reprezentantul de al școlii, reprezentantul de al școlii de mediare, ne sunt schimbarea doamnei, reprezentantul de administrație al școlii și analizarea de reprezentantul care se poate parte în administrație de administrație acestui de desemnă, deoarece doamna de clarul Cătălena este gratul de dacă se unitatea de acțiune respectivă. Asta de ce reprezentantul de al să faceți propunere și să aprobați proiectul cu precizarea că proiectul da, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul comisia ca reprezentant de o comisie de specialitate a numărul 3. Comisia numărul 3, vă rog. Ok? Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea acestui propune că sau ce? Nu sunt propune, nu propune, da, propune la putem să punem din altă parte, că noi am rămas oricum, noi patru am avut, am avut patru oameni în Consiliul de Administrație și am rămas cu unul singur. Așa mare a fost bătaia. S-au restructurat. Bătaia sunt proiectele astea. Bătaia e mare, cât pasă. Chiar așa, nu știu ce e așa bătaie pe Consiliul de Administrație. Dar nu e nicio bătaie, că nu e nimeni. Cum e bătaie? Nu s-a... Nu e, înțeleg că... Nu s-a propus nimeni. Ce bătaie? Nu am vrut să nu. V-am lăsat să luați înainte de data asta. Da. Da. Nu mai da. Nu vă spune nimic. De asta lipsește. Da. Să nu bun. Haideți dacă mai sunt, sunt propuneri. Domnul Ciprian, spuneți-vă. Adrian Paliu, da? Bun. Dacă mai sunt și alte propuneri. Avem voie să intrăm unul? Mai aduce și copilul. Da. Tot văd secret cu poze. Două,
Secretar pentru a prezenta
raportul preferatul de aprobat. Aștept de emergență se acordă în formă ca formă de asistență socială și pentru sesiunea de familie și persoane ca să apăsă doase de necesitate ca o fără de manifestele naturale, incendii, accidente, reduși orice alte situații care se pute în capite de măsură locală. Fără de vedere necesitatea sesiunii financiare și reparația asistenței de obiectiv de program incluit, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de asistență cu actul de 10.000 de euro. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Vă mulțumesc. Dacă domnul secretar sau domnul primar ne poate da detalii despre acest lucru. Am văzut că a pățit ceva, n-a pățit, ce zic? E iar scas. Bine ajuns. Vă mulțumesc. Dacă se există un anumit colegi de la cred că să discutăm. Este o anchetă socială, este un raport ca listă, în acestea. Problema pe care vreau să o pun în analiza și discuția dumneavoastră, am discutat odată și la Comisia Juridică, vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. Noi avem aprobat o hotărâre privind modalitatea de acordare și criteriile de acordare acestor ajutoare. Acea hotărâre limitează posibilitatea acordării până la 5.000 de lei și ajutorul se acordă prin dispoziția primarului. Nu știu acum dacă e necesar. Acest fapt nu este de ceva timp. Fie majorarea poartelor, fie eliminarea acestuia, pentru că prin toată legislația este 416, legea 416 privind ajutorul social, vede că de aceste ajutoare se dau prin dispoziția primarului ca în condiții și criteriile stabilite și aprobate de Consiliul Local. Am avut de discuție și la proiectul de la DGAS. Probabil că în perioada următoare o să avem un alt proiect de hotărâre actualizat, mai bine pus la punct și atunci... No, oricum trebuie limitat într-o formă. Da, rămâne o anumită limită de asta, pentru că noi am avut și ajutoare dată și de 40.000 de lei și știu la momentul când s-a aprobat el atunci, a fost, domnule, pentru ajutoare din aceste amărunte, micuțe, medicamente, eu știu, până 5.000 de lei să ne putem mișca mai repede, iar peste 5.000 de lei să venim în fața Consiliului Local. Acum aprecia și dumneavoastră. Aș propune totuși pentru sumele mari să venim în fața Consiliului Local. Putem crește la 10.000 în loc de 5.000, puțin într-adevăr, dacă e intervenție urgentă, o operație sau ceva, și putem da drumul rapid. Să nu venim pentru ăstea care au fost până acum prinse, dar în situații deosebite unde trebuie sume mari, să venim în continuare în fața Consiliului Local. Putem convoca și de urgență și de date dacă sunt... Poate la dispoziția primară să mărim la... Aia, la 5-10.000 ochete, se face în urma unei echete sociale, sunt medicamente, sunt operații de urgență, nu suficient aprecierea Comisiei din cadrul asistenței sociale. Sunt procese verbale de intervenție, sunt date medicale. Adică nu înseamnă dispoziția primarului că se hotărăște primarul să dea ceva. Bine, în spate există niște exact documente de la asistența socială. Asta e și rațiunea modului în care se exprimă legiuitorul. Adică primarul dă dispoziție, dar în spate comisiei care hotărăște. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectul 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice a operațiunilor de dezmembrare a unor imobile proprietatea municipiului Onești în vederea individualizării pe numere cadastrale proprii. Inițiator Victor Laurențiu Medina, primar. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezentare pe radul de aprobare. Imobilul ce face de este proiectul de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice la operațiunilor de dezmembrare a Serviciilor de dezmembrare.
Acestora li se atribuie un număr în cadastral unic, în care se va deschide cărți funciare, unde va fi evidențiat informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propunem de aprobare pentru informat de dezvoltare. Da, vă mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei de Specialitate numărul 1. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul în formă prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul a trecut. Proiectul numărul 40. Proiect de interes local, diverse. Dacă are cineva de ridicat o problemă de interes local? Am eu una. Doamna Doileț. Altcineva? Domnul Ciprian Zarzu. Domnul profesor Marcel. Deci trei persoane. Și eu. Domnul primar, de mine. Da, doamna Doileț, vă rog. Am o propunere pentru domnul primar. Da. Pe lângă multiplele investiții pe care le faceți în Onești, vă rog să mai faceți una. Să cumpărați o stație performantă, să nu mai stăm cu acest fond muzical la șapte. Acum câteva zile am fost informat că a fost reparată și azi a remarcat cu gânzei la fel ca mea. Până ieri a funcționat, până ieri a... Foarte bună solicitare, domnul Doileț, pentru adevărat a funcționat. Funcționează bine oprită, nu? A funcționat perfect. Și la ședința trecută a funcționat. N-a funcționat niciodată. Mereu a fost. A fost închis, a funcționat. A funcționat. Acum am venit și o glumă, dar sper să v-ați dat glumă. Am adus un specialist, dar o să facem mai mult specialist și am găsit niște fire în partea PNL-ului și am zis că asta nu pot până și să nu știu ce mai multe m-am dat. Sabotare, sabotare. Niște dispozitive de urmărire. Cu voi, dar la mine nu se face. Bă, dar sunt serios, chiar acolo au găsit firele unde ai mult. Apropo, și apropo, am ajuns să luăm firele de la presă și să le punem aici. Și domnul Zăianu nu mai poate vede la microfon. Și domnul secretar, faceți din picior acolo. E wireless, domnul. Domnul Zăianu, ce prea vă frumos. Da, fac un apel oneștenilor și nu numai. Având în vedere situația pandemică, în ochii și evoluția tuturor pentru vaccinare. Atât ar trebui făcut un apel din partea administrației și din partea noastră tuturor, că se pare că singura soluție pentru a stabili aceste efecte ale pandemiei este vaccinul. S-a dat unul și la a treia doză acum, cu siguranță cei care au făcut primele două vor face și pe a treia, dar mesajul este pentru cineva care încă n-au radio, da, aș vrea să mulțumesc colegilor de la PSD pentru că au fost în concordanță cu dorințele oreștenilor de au votat acele proiecte de hotărâri cu vânzarea terenurilor, spre deosebire de, nu e cazul la noi, în alte ateuri sau chiar și în Parlament, unde sunt ieșicherul politic partide de stânga, de dreapta, mai sunt și de centru stânga-dreapta, adică aș dau cu stâmbul în drept. Bine că la noi nu e caz. Și aș mai avea o mică problemă în ceea ce privește domnul președinte de ședință și cu următorii președinți de ședință, conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, președintele înscrie la cuvânt și dă cuvântul consilierilor. Ar fi bine să ne respectăm, să nu intrăm unul peste altul și președinții dă cuvântul la un consilier, termină, chiar dacă e cineva contradictor, contradicția genera progresul, dar să-i lăsăm să îi spun. Asta e respectul și vă mulțumesc. Da, și noi vă mulțumim pentru... Chiar dacă, deși am fost în acea comisie, nu am fost introduși pe proiect, noi oricum am votat, noi știm că votăm pentru Oneșteni, dar așteptam din partea PNL-ului totuși să ne spună, să ne trimită mulțumire. Mulțumim oricum pe noi. Da, am și eu... Asta e din interes... Consiliul Local. Mâine, cel mai probabil, vom avea ședință de Consiliu, cel puțin 7 puncte pe ordinea de zi. Mâine sau vine, nu știu. Eu vă spun că 99% va fi mâine, zice doamna director, în ziua că vine și se transmită, nu știu ce. Va fi urgența foarte mare. Acum. Nu-s gata, trebuie să mai primească de la spital niște documente. Să
Sunt proiecte doar de investiții. Tot la vreo sfârșit. Da, 50, cât era? Da, cel puțin 7. Între 7 și 9 proiecte are acut. Nu e problemă. Nu știu ce au secretat, să spune la noapte, să... Vă puteți câteți transport de noapte, da. De asta am zis, vineri și doamna Angel a spus că vineri e mult prea târziu, ar trebui multe. Dar va fi online? Dacă trebuie. Fiind proiecte de interes public local, urgență și în interesul locuitorilor, aceste ședințe de dată pot fi convocate și în aceeași zi. Nu e o problemă. Trebuie să avem noi toată documentația aferentă, să avem în spatele proiectelor de hotărâri, astfel încât să nu avem probleme de localitate. Rest, disponibilitatea 24 din 24 de ori, cel puțin am astfel din aparatul de specialitate. Și dumneavoastră, cred că ar trebui să aveți aceeași disponibilitate. Nu s-a pus niciodată problemă. Vreau să mulțumesc și eu tuturor colegilor care au votat proiectele pentru vânzare astăzi. Am făcut un efort comun. Mulțumim mult! Pentru că... Vă cer scuze, am... Deci, n-am, am înțeles, o fac imediat după proiecte, dar era cu grav afară și am ieșit din sală și trebuia să fac acest lucru. N-am știut că s-a mulțumit în lipsa mea. Am și eu rugăminte pentru că sunt președinte de ședință în octombrie și nu pot în intervalul 8-12 niciodată să plec de la școală. Dacă se organizează ședințele acestea online, să fie tot de la ora 2.30. Așa nu stabilit, la 14.30. Deci și cele online la fel, da? Da. Bine, atunci... Dacă sunt situații urgente care trebuie rezolvate până în ora 14, de exemplu, putem face, puteți avea un locuitor de... Nu, dar de la ora 12 oricum. Da. Da, nu ținem cont de treaba asta. Nu ținem cont, nu sunt siguranță. Da, mulțumesc. Domnul președinte, închideți ședința. Declar închide ședința.